Fotbaliștii Petrolului au fost luați tare încă din startul cantonamentului Montan. Galben-albaștrii transpiră din greu, dar o fac într-o atmosferă respirabilă, gradele din Brașov fiind suportabile în comparație cu cele din oraș. Dovadă și echipamentul fotbaliștilor, care vin îmbrăcați în training-uri și cu fâșuri. Lupii fac câte două antrenamente pe zi, sub comanda staffului tehnic format din Octavian Grigore, Ciprian Pura, Gheorghe Liliac și Marius Haită. Prima ședință, cea de dimineață, este dedicată exclusiv pregătirii fizice. Cu ocazia primei mișcări a fost inaugurat și sistemul GPS achiziționat în această vară. Este unul extrem de performant, ce permite monitorizarea mai multor parametri esențiale ai programului de pregătire. Jucătorii sunt împărțiți pe grupe și fac diferite exerciții. Unii aleargă, alții lucrează la tire X-uri, după care urmează gărdulețele. Toate acestea sunt anunțate de Tavi Grigore înainte de antrenament. Principalul petrolist îi strânge pe fotbaliști în jurul său și anunță supliciile unei noi zile, care le va prinde bine în Liga a treia. Mișcarea de după amiază este mult mai plăcută pentru Claudiu Tudor și coechipierii, asta pentru că se lucrează cu minge, iar posesia și finalizarea trebuie să devină cât mai bune.